oamenii dreptății. Vă temeți sau vă avantajează că numele dumneavoastră va fi preponderent legat de un mare dosar și al unui om cu o foarte mare funcție în stat? Aș vrea ca lucrurile care sunt importante despre mine și care sunt importante pentru orice alt om cu care intru în contact să țină de mine și de ce sunt eu și nu neapărat de ce dosar anchetez într-un moment sau alt. Sunt presiuni asupra judecătorilor? Sunt telefoane pe care le primiți de la cei implicați în cauză pe care le judecați? Am auzit de la colegi mai în vârstă care îmi spuneau că li s-a întâmplat să fie sunați. Dacă ai decis să fii procuror și ai decis să mergi în acea unitate de parchet, că nu te obligă nimeni, îți asum că poți să separi sau să dai deoparte în timpul zilei când îți faci activitatea tot ce este zgomot de fundal. Urmăriți reacțiile din presă care sunt în anchetele pe care le desfășurați, reacțiile unora dintre inculpați la felul în care se desfășoară ancheta? Nu urmăresc fiecare emisiune care ar putea să aibă ca subiect ceva ce se întâmplă în Ministerul Public. Pentru că nu cred că în dosar are vreo influență cine se supără sau cine nu se supără, ce declarăm public sau nu declarăm public. Da, în mod evident că dacă citesc un articol sau o opinie care este în contradicție vădită cu ceea ce se întâmplă în realitate, da, am sentimentul uman de iritabilitate. A fost un caz în care am participat ca procuror de judiciar, foarte cunoscut și mediatizat. Citeați presa în legătură cu cazul pe care îl instrumentați? După ședințele de judecată, citeam să văd ce s-a scris. Dar au fost încercări concrete de intimidare de când sunteți la DNA? Nu, ca forme de intimidare, nu, ca să spun plastic, au fost săcăieri. S-au scris și lucruri despre viața dumneavoastră personale. Acestea le catalogați ca fiind tot sâcâieli? Atunci când intri cu bocancii în viața privată a unui om care a ales să-și țină viața totuși privată, cred că nu mai are legătură nici cu presiunea, nici cu intimidarea, nici cu sâcâiala. E pur și simplu un mod nelegal de a-ți face meseria. Pe de altă parte, n-ați apărut cu dezmințiri. Aleg să nu validez un comportament cu care eu nu sunt de acord și aleg să nu-l validez nici măcar printr-o dezmințire sau printr-un drept la replică. N-a fost nimeni care să vă dea vreodată un telefon sau să vă bată la ușă pentru că sunteți procuror? Din fericire, nu. N-am pățit. Deci cred că România e o țară în care procurorii sunt în siguranță.